2, 10, 10, 2, bine ați venit la episodul 2. Haideți să vedem dacă și de data aceasta este ceva interesant sau o dăm din prima secundă de cineva cu capul în jos, ținta în jos, învârtindu-se ca un titirez spre vac ban. Opa! Ne blocarăm? Ce făcurăm? Apăsarăm? Pe ceva butonă? Alo? Rușii? Pakistanul, Libia. What is happening? My friend. Cred că am apăsat eu pe ceva din greșeală și trebuie să dau rizul. Asta era. Opa, el a încercat ceva aici, dar nu e aici. Deci începe văruțul foarte prost, ca să zic așa. Mamă, 12 la 3 pentru au miau. Păi stai că nu prea înțeleg. S-ar putea să-și ia bătaie ăștia, nu înțeleg de ce și-a luat ăsta report, că ce? Opa, ok. Ok, am înțeles. Să nu zici că dau ăștia comeback de la 12-3. Mamă, ce s-a activat văruțul, ia-ți-o pasta, că la asta nu mă așteptam. Bă, ești prost. Bă, ești nebun. O, deja ne-am pus cu capul jos. Nu mă place. Hai mă, că ai început bine ca omul. O, lemne și pietre după tine. Stai că să duc la apa. Opa, 1. Dar la ăștia, dacă le-a murit ăsta, nu mai sunt în stare restul echipei, că doar ăsta are hack de la ei. Opa. Dar nu sunt în stare, vă rog, ție. Ia vezi că au plantat. Mamă, ce le trage. Bă, deci dacă dă ăsta comeback, tia, da, acum nu o să stăm să ne uităm cu capul jos, domnule, ce vă dați seama, da? Vedem. Ah, m-a dezamăgit. Numai cu capul jos, da. Zici că l-a luat amețeala. Nu-i mila de el. Bă, eu nici când am coronavirus nu stau cu capul jos ca tine. Lemne și pietre după tine. Deci, na, e cam clară situația. Eu zic să-i dăm înainte și să vedem cine a câștigat. Poate auzi acum. Teroristul. N-am mai auzit. N-am mai auzit, dar cu siguranță cred că s-a întâmplat un comeback acolo. Bă, eu o să-i dau pentru toate ăsta. Deci când îi văd cu capul în jos, eu nu mai stau la discuții, le dau toate trei la revedere. Pa! Da. Așteptăm să ne vină următorul meci de Overwatch. Da. Se pare că și al doilea tot cu capul jos este și sunt foarte mulți, așa că o să încerc să bring. Hai că o să încerc să bring. M-am murdărit de engleză la gură. Știuletele, adevăruțu. O să încerc să bring. Adică ați înțeles voi. O să încerc să bring. Bring, ring, ring, ding, ding. Mamă, deci astea sunt faze de alea de le punem la final, de când nu ți-ies vorbele sau când se duce dracu tot video. O să încerc să caut să pun pe video doar acele videoclipuri care într-adevăr nu sunt cu capul în jos și nu se învârt, că e obositor să te uiți la 7-8-10 minute de video doar la deștept cu capul în jos. Hai, revenim de la următorul. O să încerc să bring. Ring, ding, ding. Hai că mai prins un văruț pe fază. Hai să vedem. Opa. Cam le arunc așa de pe genunchi văruțul ăsta. Ia să vedem. Hai văruțu, hai dănuțu.
Deci sunt 2 contra 3. Văruțul nostru este la Tero și a luat Akau și fuge după ăla acolo. Joacă bine. Numai să n-aibă văruți ăștia. Ia. Îl cam aștepta văruțul ăla. Opa. Deci wall nu cred că are, sau cel puțin până acum. Dubios. Bă, la asta chiar am nevoie de ajutorul vostru. Statrak, avem și skinuri. Ce scor are văruțul? 17-4. Ok. Poate e doar smurfer. Mamă, dar mă amețește cum joacă, bă, băiatule, unii. Te verifică ei, să uită la 180 de grade înapoi. Da, cred că văruțul ăsta care ține B-ul... ciudat de spus, adică nu pot să-mi dau seama. Îl văzuse și ăsta, îți dai seama acum că a făcut manevra asta. Da, na. Opa. A încercat și el acolo un one tap, dar nu a ieșit. Bă, mi-e foarte rar mi se întâmplă să nu dau report, adică chiar să n-aibă nimic ăștia care primesc report. Cred că de două ori, cam 2% din cazuri, nu le dau report. Poate ăsta chiar va fi unul din... Ouăleu, știu ce să zic. Se mișcă așa cam în frame-uri. De Wolnus? Nu știu. Pune ținta pe ei. Opa, că trage la din spate. Bă, nu știu ce să zic, dar eu wall nu cred că are văruțul ăsta. Sau poate în ultimele runde. Până acum nu-i nimic a ciudat. Hai, văruțule, hai! Hai să fii tu ăla, am sau nu am hack! Hai să fii tu ăla care nu am hack! Nu te uita după ei, trăiți iar, mă, ta zic că nu te uiți după ei prin smoke. Nu mi-a plăcut asta. Îl știi și pe Lampit? Na. Nu îmi place că-i cam știi acum. Pune scope-ul doar când trebuie. Asta mă derutează acum. Ia. Ia uite. Hai, mă las-o, dracu. Mă așteptăm. Poate omul chiar joacă bine. E pe ele. Știu eu ce să zic. Bă, nu știu. Hai să vedem. Ce s-a întâmplat? Îi dăm un rezum. Așa. Hai că mai trebuie să mai vizionăm că încă nu ne-am lămurit. Juriu s-a zăpăcit. Are și el un slate. Îl știe pe ăsta aici, mă băia. Fii atent că îl știe pe ăsta aici. El îl știe pe ăla acolo. Se poate cu el.
Știi ce poate să aibă? Poate n-are UOL, poate are panorama de aia de radar anexată la un laptop care e conectat la PC. Știi ce zic? Uite, acum nu mai ține de stânga, îl ține pe ăsta de dreapta. Uitați că acum s-a mutat văruțul. Hai, hai că-s curios. Ăla și-a schimbat poziția acolo, da? Hai că-s curios, ia să vedem. Și-a schimbat poziția. Nu mai ții de dreapta acum? Aha. Bă, ăsta dacă n-are radar... E adevărat că-i și auzi, adică ăștia au făcut pași, se auzeau. Ce a fost asta? Am înțeles. Ok. Avem și un pic de aim. Mai tragem perete, bă. Bă, și erai pretendent la titlul de nu am hack. Nu se poate. Cred că ajungem cu siere la 20 de video pe canal și poate nu găsim unul. Ce să zic, nu știu ce să-i dau, să-i dau așa soft extern 100%. Wall. Nu știu. Te vezi? O apăsa pe insert, mă. O avea aim și căcaturi de alea doar când vrea. Să dea acolo one tap așa direct, bam, bam, fără aim. Cine o fi, mă? Cine e, mă, vărule, mă? Ia uite-l. Opa. Mai vreunul, nu mai e niciun. Are și el ceva skin-uri. Nu-i suficient, nu-mi dau seama ce să fac. Ce să fac? Că ceva e suspect la băiatul ăsta. Uite-mi cum facem. Nu-i dau nici de aim. Și criticați-mă voi în comentarii. Nu-i dau de aim. The evidence you review would be judged by any member of the security administration that the suspect uses the software to gain information about location. Vision through wall, smoke, flashbang, reduction, illumination. Bă, o să-i dau un pic de evidență că eu totuși cred că are radar văruțul ăsta și o să-i dau și de external software. Dar nu dau de aim totuși. Nu e chiar așa. Da, nu știu. Nu știu. Acum mai judecați și voi. Eu am fost Vampirul IT. Să ne revedem cu bine la următorul video.